Salut, pentru că în ultima perioadă am băgat prea multă teorie. Am zis că astăzi să vorbim ceva care să nu cuprindă articole de lege și să vă pun oarecum în locul polițistului rutier. Așa că o să vă povestesc ce am simțit eu când am participat prima dată ca polițist la un accident rutier cu persoane decedate, dar și cum mă simt acum, după 12 ani de poliție. Vreau să încep prin a vă spune că de-a lungul carierei mele am participat la peste 30 de accidente cu persoane decedate, în urma cărora au rezultat aproximativ 60 de victime, pentru că au fost accidente cu o persoană decedată sau cu cel mai mult 4 persoane decedate. Și la fel vreau să vă mai spun că nu mă plâng, eu fac această meserie de drag, mi-am asumat acest lucru cu bune și cu rele, dar consider că este necesar să știți aceste informații și voi. Bun, primele accidente mortale la care am participat au fost după vreo 2-3 luni de zile de când m-am transferat la poliția rutieră și vreau să vă zic că nu există nimic care să te pregătească pentru acest lucru. Mă așteptam să vină și acest moment, dar nu există să zică cea, domnule, ce trebuie să faci sau ce o să vezi sau cum este. Pur și simplu aștept să se întâmple și o să vezi în momentul ăla ce reacție o să ai. Eu, de exemplu, mi-amintesc foarte bine unul din primele accidente, cred că a fost chiar al doilea. Este vorba de un accident rutier produs de un tânăr de aproximativ 18 ani care nu poseda permis de conducere, era și sub influența băuturilor alcoolice și care fusese la ziua orașului. Culmea este că au fost la ziua orașului, el și cu încă un vecin de vreo 16 ani s-au dus, conducătorul auto fără permis de conducere, da? Au băut, s-au simțit bine, s-au întors acasă. Nu știu, cred că și-au mai luat bani, nu știu ce au mai făcut, dar nu s-au mulțumit, s-au dus înapoi să mai petreacă, fiind ora 1 noaptea când s-a produs accidentul și din cauza consumului de alcool și a lipsei de experiență în conducere, au pătruns pe sens opus și au intrat frontal într-un camion. În momentul ăla am fost solicitat să mă duc și eu, pentru că fiind vorba de un accident grav, eu ca șef de birou trebuia să particip și am fost chemat de acasă pentru că asiguram permanență. Așa este la noi, în condițiile în care la ora 10 mă culcasem, pentru că până atunci fusesem și eu la măsuri de ordine și am căutat persoane sub influența băuturii alcoolice la același festival. Și atunci erau colegii mei de serviciu, mă sună să mă duc la accident. M-am dus, vă spun sincer că am avut noroc că acei colegi ai mei care erau de serviciu știau ce au de făcut, s-au ocupat ei de toate aceste date de cercetare la locul faptei, pentru că eu nu prea mai eram în stare și nu neapărat că plângeam sau tremuram, dar nu este ușor să vezi o victimă și nu vreau acum să intru foarte multe detalii din astea de descriere, dar să vezi o persoană prinsă între fiare și noi ca politici gândiți-vă că trebuie să-i căutăm și în buzunare, să vedem dacă au acte de identitate pentru a putea fi anunțate rudele, să știm cine a condus autoturismul, să vedem dacă are alte bunuri în mașină, dacă are bani asupra lui, dacă are telefon mobil, pentru că există riscul să vină alte persoane din trafic care să-i fure bunurile. Au fost cazuri ulterior când erau participanți la trafic, dar șoferi care efectiv au fugit cu laptopul în brațe și am fugit după ei, domnule, ce faci? Dă laptopul. Și atunci, ca să nu ai aceste probleme, trebuie să fii atent la aceste lucruri. Trebuie să fii atent la cercetarea locului fapte, pentru că noi, ca polițiști, trebuie să stabilim cum s-a produs accidentul și sunt foarte importante urmele pe carosabil, să conservăm urmele, da? Să identificăm martori. Asta trebuie să faci tu ca polițist. Și eu nu prea mai eram în stare să fac treaba asta. Am încercat să-mi păstrez cumpătul, am încercat oarecum să trec peste acest șoc, da? Să nu privești emoțional victima și pur și simplu să-ți faci meseria și să te concentrezi pe ceea ce ai de făcut. Norocul meu este, v-am spus, că s-au ocupat colegii mei de treaba asta. Vreau să vă spun că și la acest prim accident, că și la celelalte accidente în general cu persoane rănite grav, nu este neapărat șocul ăsta de a vedea victima și de a vedea sânge și de a vedea, nu știu, fiarele contorsionate acolo. Cel mai dureros moment este atunci când vin rudele victimei. Exact așa cum s-a întâmplat și aici, pentru că până am ajuns eu au fost anunțate și rudele victimei, persoanei decedate, adică părinții în special, și culmea a făcut că au ajuns la vreo 5 minute după ce am ajuns eu la fața locului. N-am apucat să mă dezmeticesc, n-am apucat să mă obișnuiesc eu cu imaginile astea, pentru că
au venit rudele. Și în modul în care vin rudele, într-adevăr, este șocant. Mi-a rămas treaba asta întipărită pe creier și îți rămâne cam la toate accidentele. Ei, vreau să vă spun că așa mi-a fost mie. Norocul sau ghinionul, dacă pot spune așa, că acele rude au avut una dintre cele mai dramatice reacții. Sau poate așa mi s-a părut mie, dar eu cred că așa a fost cea mai dramatică reacție. Efectiv, de la 500 de metri au început să-și pună mâinile în cap, să urle, să strige pe nume și când au ajuns acolo, s-au tăvălit efectiv pe jos, se răstogoleau pe asfalt, se puneau în genunchi, au mers să-l pupe, au mers să-l tragă. Deci sunt niște scene dramatice peste care nu poți să treci fără să rămâi marcat. N-ai cum să faci treaba asta și vreau să vă zic că în momentul ăla efectiv n-am putut să mai fac nimic. Le-am spus colegilor că nu puteam să mă concentrez, pentru că nu puteai să mergi, să iei părinții acolo, spui, domnule, nu mai plângeți. N-aveai cum să faci treaba asta, da? Încercai, oarecum v-am spus, să conservi urmele, să nu-i schimbe poziția, pentru că era importantă pentru noi poziția și nu eu. Încercau colegii mei, da? Încerca criminalistul să facă fotografii pentru cercetarea locului faptei, dar nu aveam cum să facem mai mult de atât. Și efectiv în momentele astea aștepți să se calmeze, încerci să îi protejezi, să nu facă gesturi dramatice, pentru că, repet, sunt situații în care oamenii nu mai sunt atenți. Și din zăpăceala aia care este acolo, se aruncă în fața altor mașini, nu știu, riscă să se ia la bătaie, riscă să am avut când au leșinat ei acolo și atunci trebuie pur și simplu să fii atent, să-i protejezi pe ei și pe ceilalți participanți la trafic. Bineînțeles că traficul a fost oprit, dar nu știi niciodată ce se poate întâmpla, nu știi ce reacție au, da? Și asta au făcut colegii mei în principal atunci, în momentul ăla. Ulterior, după ce m-am obișnuit și eu cu aceste situații, am încercat și eu să fiu atent la alte aspecte, să mă deconectez efectiv și să fiu atent pe ceea ce trebuia să fac eu acolo ca polițist. Și nu e ușor, pentru că trebuie să le explici oamenilor ce s-a întâmplat, trebuie să le explici care sunt procedurile de urmat, pentru că are anumite drepturi, are anumite obligații pe care trebuie să le îndeplinească, trebuie să îi explici anumite proceduri și oamenii în momentul ăla n-au chef să-ți asculte pe tine, că trebuie să-și dea consimțământul la necropsie și alte chestii. Da seama că sunt supărați, nici nu te bagă în seamă, de multe ori devin agresiv cu tine, pentru tine este inuman să te apuci să încătușezi mama unui copil care tocmai a decedat, că vine maică-sa și, nu știu, poate că mai te înjură, vine și te face în toate felurile și ești pus așa într-o situație de genul ăsta în care efectiv ești controlat de sentimente și de latura umană. În timp am învățat să-mi controlez aceste sentimente, am învățat să mă detașez și un alt sentiment neplăcut este pentru noi ca polițiști atunci când anunțăm rudele. Am fost și eu pus în situația asta de câteva ori. De regulă nu eu anunțam rudele, v-am spus, pentru că eu cercetam accidentul și urmele și locul faptei și rugam alți colegi să meargă să anunțe. Dar au fost câteva situații când am fost eu nevoit să anunț rudele unei persoane decedate atunci când accidentul a avut loc în altă localitate. Și ne sunau colegii, vedeți că trebuie să mergeți să anunțați părinții, să-i spuneți că au decedat copiii sau s-au anunțat copiii că au decedat părinți. Și iar este aici o situație pe care mi-aduc aminte când am fost nevoit să anunț niște copii, da? Copii în sensul că aveau deja vreo 40 de ani, dar erau copiii unei doamne care murise într-un accident și doamna era în vârstă și era vinovată tot ea de accident, pătrusese pe sens opus și mergi bază la ușă. Vreau să vă spun sentimentul ăsta, tu știi ce urmează să-i spui, dacă i-a decedat mama, nu i-a decedat, nu știu, o rudă îndepărtată sau cineva de care n-are nicio legătură, da? I-a decedat mama. Trebuie să mergi să-i spui că i-a decedat mama și faci tot felul de repetiții, tot felul de cum să-i spui, cum să-i te pregătești pentru reacție, că nu știi ce reacție, ești la om în casă, nu știi ce o să zică, nu știi ce o să facă. Am sunat la ușă, răspunde un domn de vreo 40 de ani, avea copil mic, țin minte și acum, un copil de vreo 2-3 anișori,
se juca prin casă, da? Alerga pe acolo cu mașinuța, era o rutină asta zilnică, bate poliția la ușă, el strigă, stai, tati, 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 exact sentimentul ăla, vezi, veselie, în familie, no, râsete, glume și tu trebuie să vii să-i dai vestea asta și nu știi cum să-i spui, nu știi cum să începi. Și eu i-am spus mai pe direct, adică n-am stat să o iau cu o colită, că i-am spus, domnule, sunt de la poliția rutieră, vreau să vă spun că mama mea a fost implicată într-un accident. Și atunci e bine să, cel puțin eu am evitat să-i spun că a decedat. Știam că a decedat, dar n-am avut curaj să-i spun pe loc că a decedat. I-am spus că este în stare gravă și că nu știu mai multe detalii. L-am pregătit oarecum pentru șoc. Pur și simplu n-am putut să-i zic direct că este decedat. N-am putut. I-am spus întâi că a fost implicat într-un accident, după aia el m-a întrebat care e starea ei, dacă e bine. I-am spus că e gravă, n-am putut să-i spun că nu știu și că nu știm și că medicii vor spune. L-am lăsat să meargă să afle la fața locului. Nu știu dacă era mai bine să-i spun pe loc sau dacă urma să facă. Nu există cărți. Cel puțin n-am văzut să fie cărți care să te pregătească cum să anunți rudele. Cert este că n-a avut o reacție ieșită din comun. Primi vestea cu tărie, se vedea că s-a schimbat la față, se vedea că dintr-o dată, na, i-a spus copilului potolește-te, calmează-te, nu știu ce, încerca oarecum, cred că mai mult grija lui asta era cum să-i spună nepotului, că nepotul, v-am spus, avea o vârstă la care sunt convins că înțelegea și știa că are o bunică și probabil la asta se și gândea ce o să facă sau cum să-i spune sau cum să anunțe alte rude sau ce-i de făcut. Nu știu să vă spun ce a fost mai departe pentru că nu m-am ocupat eu de caz, dar nu este un sentiment plăcut. Eu personal, ce să zic, sunt multe situații de genul ăsta. În timp capeți experiență ca să eviți situațiile neplăcute și pe cât posibil să încerci să fii pregătit tu, dar și oamenii, și să încerci să te deconectezi, da? Indiferent cât de șocantă este scena, să te poți deconecta și să-ți faci treaba, pentru că nu este nicio scuză asta după o săptămână, două, când te uiți pe planșa foto sau pe schiță să vezi că ai uitat să faci niște măsurători, să zici, domnule, n-am putut că eram tot leșinat, transpirat și n-am putut să mă concentrez. Pentru că risca din cauza ta să nu se poată stabili vinovăția în producerea accidentului. Iar asta este meseria ta, tu asta trebuie să faci ca polițist. Nici acum nu este un sentiment plăcut să merg la accidente grave, da? Și cu persoane decedate. Nu știu, spre norocul meu, în ultimii 2 ani de zile n-am mai avut și n-am mai participat eu personal. Sper în continuare să nu mai fiu pus în astfel de situații și ăsta este unul din motivele care m-au determinat să-mi și deschid canalul de YouTube, să fac o campanie, dacă îmi permiteți, publică, da? De prevenire, de a informa oamenii. Că asta încerc eu să fac. Știu că nu sunt perfect, știu că nu tot ceea ce vă spun eu este perfect și că mai am și eu lucruri pe care trebuie să le îmbunătățesc, dar încerc pe cât posibil să nu mai fim puși în astfel de situații. Pentru că, credeți-mă, în momentele alea îți dorești să dai timpul înapoi, da? Și nu poți mai. Încep să spui și tu ca polițist semne de întrebare, domnule, oare puteam să fac ceva să salvez viața asta? Oare dacă veneam și îl opream eu în trafic cu 2 ore înainte, oare nu-i salvam viața? Și așa gândesc eu de fiecare dată când opresc pe cineva sub influența băuturii alcoolice sau rețin un permis de conducere sau aplic o sancțiune contravențională atunci când persoana a săvârșit o faptă gravă, consider că poate l-am responsabilizat și l-am făcut să înțeleagă că e bine să respecte regulile de circulație. Poate că mă înjură pe moment, dar este important ca pe termen lung să nu fim implicați în accidente de circulație. Și la asta vă rog să vă gândiți cu toții atunci când porniți de acasă și vreți să încălcați o regulă de circulație, gândiți-vă că sunt situații în care nu putem să încălcăm acea regulă de 2 ori. Și s-ar putea ca ulterior să ne pară rău. Am fost pus și în situația asta în care persoana vinovată de producerea accidentului, băută și fără permis de conducere, a supraviețuit și a decedat cel mai bun prieten al său care era cu el în mașină. Îi părea rău apoi. Și zicea, domnule, că dacă aș putea dau timpul înapoi, că luați mie viața, faceți...
Nu mai poți. Bineînțeles că unii, după vreo 2-3 luni de zile, și-au revenit, n-au mai avut regrete. Așa se întâmplă, da, uneori. Dar important este ca noi toți ceilalți să fim responsabili și să nu fim puși în astfel de situații. Sper să fie o învățătură de minte pentru toți acest vlog și până data viitoare, fiți de bună credință.